A început vacanța mare, iar elevii profită cum știu mai bine de timpul lor liber. Pe lângă excursii și alte activități distractive, o opțiune este și biblioteca, care are porțile deschise pentru toți iubitorii de lectură, dar și pentru cei care au nevoie de un spațiu liniștit și dotat corespunzător pentru a-și face temele, proiectele sau alte activități educaționale. Biblioteca Municipală Laurențiu Ulici are același program și pe perioada vacanței de vară, pe care l-a avut și până acum, cu care s-au obișnuit cititorii, de la ora 9 la ora 16, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, iar în ziua de vineri, de la 9 la ora 14. Serviciile bibliotecii, cele de împrumut, carte pentru copii și pentru adulți, sunt disponibile tot timpul, sala de lectură pentru adulți de asemenea. Chiar și cei mici pot să-și facă temele, dacă doresc, în sala de lectură pentru copii. Este o adaptare a bibliotecii, este o încercare de a veni în sprijinul elevilor, în sprijinul studenților chiar, în sprijinul oricărui om care dorește o perioadă frumoasă pe care să o petreacă în compania unei cărți, să afle informații utile pentru școală, pentru acasă, pentru facultate, pentru orice își dorește. Mai vin copiii, tinerii, adulții la bibliotecă să-și ia câte o carte? Da, vin cu mare drag. Unii chiar își doresc să vină în fiecare zi la noi, alții vin împinși totuși de profesori sau de unele lucrări pe care le-au de făcut la facultate, dar cu toții sunt de acord asupra unui lucru. Nu pleacă fără să-și găsească informațiile de care au nevoie, deci cărțile sunt cu adevărat importante în viață. Printre cititori am surprins-o pe Adelina cu un teanc de cărți în față. Nu sunt pentru toată vacanța, ci pentru câteva zile. Asta deoarece fetița în vârstă de 9 ani este pasionată de lectură și este una dintre cele mai fidele cititoare a Bibliotecii Municipale Laurențiu Ulici din Sighetul Marmației. Citesc carte Aventurile Alisei. La ce pagina ai ajuns? La 15. Și îți place? Cum ți se pare? Interesantă. Văd că ți-ai pregătit mai multe cărți. Vrei să le parcurgi? Sunt pentru toată vacanța sau pentru toată săptămâna? Pentru acum, să văd care îmi plac mai mult. Câte cărți citești pe săptămână? Posibil una, două. Cât de des vii la bibliotecă? O dată la două săptămâni. Și de ce vii? Îți place foarte mult? Da. Cărțile diferite, care sunt scrise de mai mulți autori. Ești pasionată de lectura? Cam. Și cum vrei să-ți petreci vacanța? Aici, în bibliotecă, sau mai faci alte activități? Să fac și alte activități. Cum ar fi? Mersul cu bicicleta, gătitul, poate, și scrisul. Ce ți se pare cel mai interesant la lectură? Imaginile și cărțile diferite.